Bună ziua, doamna Aristiță Ioniță. Bună ziua, bine ați venit la domeniul Aristiței. Bine v-am găsit. Să avem în vizită oamenii locului Prahoveni și să povestim despre domeniul Aristiței astăzi. Și noi ne bucurăm să promovăm Prahoveni. Noi avem o campanie la Observatorul Prahoven, antreprenori de succes, și domeniul Aristiței este o cramă deschisă de puțină vreme, dar care are rezultate fenomenale, să spunem, mai ales că a fost pandemia la mijloc. Așa este. Deci în anul 2019 crama s-a finalizat construcția acestui loc minunat și primele noastre vinuri s-au finalizat în 2019. Avem o gamă Vizionar, o gamă premium, care în anul 2020 a fost prima noastră ediție și prima participare la toate concursurile locale și internaționale, unde am obținut premii de excelență la un cupaj alb medaliat cu aur, un roze medaliat cu argint. Deci la un an de când ați deschis. Da, a fost așa o... Bine, și această cramă s-a deschis așa, să spun, ca o familie extinsă, împreună cu familia. În 2013 am cumpărat acest domeniu de la nepotul boierului Ion Bujoiu, care a fost ministru economiei în perioada interbelică și a deținut această proprietate până în anul 1948. Dar cum v-ați decis la o cramă? Da, cred că așa a fost. Am cumpărat locul cu sufletul, cu multă dragoste și multă iubire. Am dăruit acestui loc și m-au fascinat migdalii seculari. În momentul în care am vizitat proprietatea, am zis, Doamne, îmi doresc să fie acest loc al meu. Și ceea ce s-a și întâmplat. Două luni mai târziu, fiica mea a împlinit 18 ani și a fost cadoul ei la împlinirea vârstei. Câți copii aveți? O singură fiică. Să vă trăiască. Da, mulțumesc. Și așa a început povestea domeniului. Am plantat în anul următor, în 2013, 4 hectare de vie pe program de reconversie, ceea ce a contat foarte mult. Și am plantat, deci, cele 4 hectare înseamnă un hectar de Sauvignon, un hectar de fetească, Cabernet și Muscat Otonel. Și de aici a început marea poveste. Ideea mea a fost să fac un spa în vin, prima dată. Dacă să poți să faci un spa în vin, trebuie să ai tăi produsul. Deci, practic... Haideți să explicăm puțin termenul, pentru că sunt mulți care nu știu despre ce e vorba. Spa în vin, ce înseamnă? Deci, noi găsim la farmacie resveratrol. Tot ce înseamnă din struguleu roșu, care el ca și la procesare... Struguleu roșu nu se presează, el rămâne în boască împreună cu sâmburele și ulterior se trage în... Deci, practic, el nu se presează și tot ceea ce rămâne, deci boască, cum se spune în termeni populari, acesta se cumva se reproduce în ce vă spun eu de spa în vin. Adică, pe de o parte, se pot face cure cu băi exterioare în care se pun să culeți cu această boască și beneficiem de un tratament la nivel de epidermă care este o reîntinerire extraordinară. Știți, și pe plan evoluționar la noi. Și pe plan intern este ceea ce vă povesteam. Deci, practic, din sâmburile strugului roșu se face acest resveratrol care îl găsim și care, într-adevăr, din nou întinerește celula. Înțeles. Dar ca să pot să ajung la spa în vin, trebuia să fac întâi crama. Începem cu crama. Da. Bun. Și să revin la nepotul boierului, care în 2013 am achiziționat acest loc minunat. Aici am descoperit și o cramă pe care putem vizita ulterior, o cramă veche, adică beciul cramei. Deci pe această proprietate boierul a avut un conac micuț, a deținut tot ce vedem de jur împrejur, au fost 7 hectare în total, toată proprietatea, din care a avut și el tot la fel 4 hectare de vie, terasate. Și a avut și el cramă. Și a avut și el cramă. Să mergem să vedem după aia. Da. Și această cramă am reușit să o salvăm. Deci acest beci am reușit să-l salvăm. El există și acum. Și am
construit deasupra lui tot ce vedeți, construcție nouă. Deci în 2017 am început construcția cramei, în 2019 am finalizat-o, iar tot cu tot ceea ce este dotată la nivel, spun eu, performant, așa, totul este aproape automatizat. În 2017 am aplicat și un proiect european pe fonduri pe APIA pentru utilaje. Și în 2019 am finalizat integral cramă. Și în 2020 ați început să câștigați premii. Exact. V-ați mișcat repede. Da, și în 2021 de asemenea am avut la fel medalii la tot la roze, la chardonnay, avem o medalie de argint. Deci lucrurile s-au întâmplat destul de rapid și datorită inginerului pe care l-am alături de mine, cum spun eu că noi suntem o familie extinsă, Cristian Tudor, care a fost alături de mine de la început și poate că nu aș fi avut curaj să fac acest lucru dacă nu era lângă mine. Oricum, în scurt timp ați realizat ceva și nu vă opriți aici, înțeleg. Da, nu, asta este primul pas. Cel de-al doilea va fi hotelul unde să cazăm oamenii, cum îmi doresc la cramă. De asemenea, am avut evenimente culturale, am avut vernisaje, am avut lansări de cărți, am încercat să, cum să vă spun, să activăm Valea Călugărească la numele de notorietate pe care Valea Călugărească l-a avut. Suntem prima cramă din Valea Călugărească, mică, butic. Sunt foarte multe crame, dar de la Urlați în sus. În Valea Călugărească nu exista decât Institutul de Vin și Rovit, două crame de notorietate în perioada ceaușistă, trecută. Da? Și bucuria mea cea mai mare este că am realizat această cramă butic, unde oamenii vin ca acasă, se simt bine, beau un vin de calitate. Și nu se urcă la volan și, după aceea. Nu. Și se simt foarte, foarte bine la noi. Toată proprietatea este înconjurată și de 5.000 de fire de lavandă, care înconjoară, avem drumuri de promenadă. Hotelul care, v-am spus, sper că la finalul anului următor să asta facem... Asta mă întreb, când? Să facem acolo o inaugurare. Pentru șoferi nu e recomandabil. Și, de asemenea, proiectul meu de suflet, spau. Haideți să vorbim puțin despre hotel. Cât de mare, câte camere? Deci hotelul va avea 16 camere. Și la sfârșitul lui 2023, spuneți că îl veți inaugura. Da. Peste un an sper să ne vedem aici, să inaugurăm hotelul. Sigur. Și cu un centru cultural care îmi doresc, un mic restaurant. Ca încet, încet lucrurile să se așeze și lumea să se bucure nu numai de un vin bun de calitate și de o mâncare aleasă și de un desert bun și plătit. Deci oferiți un pachet complet. Integrat, și așa. Spa-ul? Păi, da, vă dați seama, spa-ul pentru doamne și degustarea. Și nu numai pentru ele. Și degustarea pentru domne. Da. Și cum vedeți spa-ul? Spa o să fie destul de simplu, nu o să fie ceva, adică în spa eu văd un masaj bun de calitate, folosite produse în care să conțină strugurele, niște saune. Antioxidanții din struguri sunt benefici. Sunt foarte benefici. Un spa înseamnă după mine și o saună umedă, o saună uscată și aceste băi, în care să conțină ceea ce vă povesteam, un component din boasca de la strugurile roșu, o să colaborăm, deja am vorbit cu cineva, cu doamnă chimist, care să ne facă aceste produse numai pentru noi, în exclusivitate. Exclusive? Da. Deci cine va veni, va beneficia și, în primul rând, de un vin bun. Da, automat. După ce bea vinul, merge la hotel, se cazează peste noapte, și rămâne mai multe zile ca să se bucure și de spa. De un spa și de mâncare, cum spun eu, că nu trebuie să mâncăm mult, trebuie să mâncăm puțin, dar de calitate. Exact ca și vin și ca tot ceea ce facem în viața de zi cu zi. Așa este. Spuneți-mi despre vinuri. Ce soiuri? Văd că aveți roșu. Da, avem vinurile albe,
vin roze și roșu. Am acționat, fiind o cramă butic, noi nu procesăm decât avem maxim 100 de mii capacitatea la 100 de mii de litri de vin, dar faptul că deținem numai 4 hectare de struguri, am mai acționat, am cumpărat și struguri pentru a procesa, adică a face și alte, de exemplu, chardonnay-ul. Noi nu avem încă și am cumpărat struguri să procesăm și să avem un vin chardonnay. Și un chardonnay, da. Un Riesling de Rhin, care mie îmi place foarte mult, este vinul meu de suflet la vinurile albe. Și faptul că sunt destul de curajoasă de asta și că am avut o viziune să fac locul ăsta așa frumos, asta am și pus, adică am denumit gama Vizionar și mai avem o gamă de misec Temerar. Deci sunt cele două game pe care noi le avem la momentul acesta, la vinuri. Dumneavoastră, cum vă împărțiți între cramă, familie, locuiți aici sau în Ploiești? Locuiesc în Ploiești, am făcut aici, ne-am făcut și noi un bungalow aici, chiar am dormit azi noapte aici. Am auzit că ați avut petrecere, ați avut eveniment. Da, da, avem petreceri drăguțe, evenimente micuțe, așa, de maxim 28 de locuri, care ies frumoase. Și cum... Lumea vine, dar nu rămâne peste noapte, nu? Avem cazare în apropiere. Pe partea de mâncare lucrăm cu catering, cu două societăți cu care colaborăm. Deci se poate și așa. Da, și noi avem degustarea efectiv de vin cu produse locale. Încerc să promovez cât mai mult tot ce înseamnă producătorii locali. Chiar avem producători locali buni în zonă și atunci trebuie să promovați. Pe partea de mâncare. Da, da, da. Înțeles. Și pe cazare în apropiere, sala pentru evenimente. Exact. Da. Și cum vă împărțiți? Am înțeles că fiica dumneavoastră vă ajută? Da, fiica mea este pasionată de loc, de vinuri și de tot și este implicată foarte mult în tot ce înseamnă partea de promovare, de marketing, de tot. Suntem amândouă peste tot, așa să pot spune. Adică încercăm să ne completăm una pe cealaltă în tot ceea ce facem în acest domeniu minunat. Ce să... Și tot aici a fost ideea de a denumi acest domeniu Aristița. Este numele meu la 4-a generație de Aristițe, când spun. Și ne-am gândit bine împreună că se potrivește așa locului, un nume vechi, românesc. De unde vă treceți? De unde sunt? Sunt prahoveancă. Deci, părinții, bine, prahoveancă din partea maternală a mamei și tatăl este Dâmbovița Moreni. Acolo s-a născut. Și Aristița, numele vine? Aristița este numele nașei mele, sora tatălui meu, care a fost... Așa pentru mine de suflet, și mătușă, și nașă, și mamă, persoană deosebită, care și ea la rândul ei a fost din povești, știu? Numele nașei, când eram mică, nu-mi plăcea acest nume, sincer să fiu, dar... Ce e mai deosebit? Da. Da. Sunt de 10 ani venit aici, în Valea Călugărească, deși mă simt a locului. Descoperă oameni minunați, oameni, multă, multă istorie am descoperit aici, în Valea Călugărească. Din plimbările mele pe această vale nu Negovani... Nu este o zonă promovată, Valea Călugărească, da, este așa subapreciată. Este. Așa este, dar îmi doresc mult de tot, cu ajutorul autorităților locale, cu ajutorul oamenilor, să promovăm și Valea Călugărească așa cum... Din punct de vedere turistic, exact. Ce găsește lumea aici? Păi, în apropierea noastră avem Muzeul Cramei, 1777, unde doamna Nina Grigore s-a implicat personal... atât în a dona locul unde s-a construit crama, cât doamna este și arheolog și muzeograf și s-a implicat în construire și este minunat unde turiștii noștri vizitează această cramă. Mai avem casa familiei Pelmuș, pictorul Pelmuș, care este în apropiere și se poate vizita atelierul maestrului. Iar este un loc foarte frumos și deosebit. Avem în apropiere Conacul Belu, la Urlați, care se poate vizita și, nu în ultimul rând, reconstruim o biserică de secol XVII aici pe Scheau, la cel mai înalt punct din Valea Călugărească, o biserică pe care am descoperit-o în 2018, era o biserică ruină. Și împreună cu
familia și cu toți cei dragi și am pus așa o amprentă la modul că am reușit să se facă transferul de proprietate, aparținea mănăstirii Radu Vodă, biserica aceasta mică. Și din 1 februarie 2018 s-a făcut donație către parohia Nicovan. Eu eram cu crama în construcție și atunci împreună, cum am eu așa determinare și sunt lider, cum spun eu de mică, am, împreună cu toată lumea, am reușit să punem piatra de temelie în 27 iulie 2019 acestei bisericuțe și să o reconstruim de la zero. În momentul în care am început construcția, am descoperit în interior o piatră tombală a unui călugăr mormânt care a rămas cu noi acolo și Serafim 1785. Deci această biserică are o poveste frumoasă și probabil că trebuia să ajung aici, mereu îmi spun că trebuia să ajung aici la cramă să descoper de fapt biserica și spune că este al doilea copil al meu această biserică. Și construcția decurs destul de... a fost perioada cu pandemia, dar acum am ajuns cu ea la acoperiș și va fi așa o... Când o finalizați? Sper cât mai repede. Aici depinde, vă dați seama, sunt foarte mulți bani. Dar au fost alături de mine mulți prieteni și colegi și m-au ajutat în tot demersul acesta. Probabil că va fi din nou o zonă foarte frumoasă și aceasta de vizitat, că sigur va fi tot o mănăstire. În perioada 1500-1600, acolo au fost un așezământ de călugări, unde ei au avut un schit al lor și poate reînviem și locul acesta. Și, și în apropiere? Da, este la maxim 2 km de mare. Acolo am descoperit și mormântul lui Gala Galaction și, de fapt, fratele și mama lui Gala Galaction sunt mormântați acolo, familia Pisculescu, datorită doamnei Elis Râpeanu, care este scriitoare născută tot în Valea Călugărească și care chiar am provocat-o să scrie o carte. A scris și monografia Valea Călugărească, s-a documentat timp de 14 ani asupra acestei monografii și în poveștile cu bătrânii de acolo, de sus, din Schiau, a descoperit acest mormânt. Și ne-am întâlnit, așa spun eu că este mama mea spirituală și mama mea născută în acea zi cu mama mea, în 27 august, 1939 este doamna, mama mea era în 27, tot 27 august și am provocat-o să scrie din nou, pentru că unui scriitor ce poți să-i dai? Nu poți să-i dai pâine și mâncare, trebuie să-i dai ceva să scrie și atunci tot timpul se menține hrană tânără. Hrană spirituală. Și a scris o carte foarte frumoasă, Gala Galaction și Valea Călugărească, foarte frumoasă și anul acesta, asta a fost în 2019, anul acesta a scris Mihai Minescu, o carte despre Mihai Minescu extraordinar de frumoasă. Proiectul a început așa, a fost un amuzament, că vă dați seama că nu știi în ce te bagi, la fel că sunt curajoasă, asta este la fel ca și aici, nu am știut în ce mă bag, că nu știam. Păi dacă am ști în ce ne băgăm de la bun început, exact, nu ne-am mai băgat. Da, așa e și la biserică. Le spuneam tuturor, zic că bisericuța asta se va construi la fel ca și la Ateneu, dar nu cu un leu, cu 100 de lei. Da. Și așa încet, încet a ajuns să arate deja reforma unei biserici acum. Chiar sunt mândră și... Ați păstrat piatra, tombală de mormânt. Da. Și păstrați planurile vechi ale bisericii? Da, exact planurile vechi. Singurul lucru care am schimbat a fost pridvorul, l-am mărit. În schimb, este exact o piatră, o biserică tip navă, fără abside, exact cum a fost ea. Are aceeași amprentă, aceeași suprafață și plus că, dacă o să ajungem acolo și să vedeți, sunt morminte și cruci care sunt foarte valoroase din punct de vedere istoric. Sunt cruci de la 1700-1800, scrise în chirilică. Trebuie să mergem să o vedem, clar. Și acolo, vă spun, a fost așa... Deci m-am bucurat că oamenii au venit la bunii, străbunii să mai facă, să mai curețe mormântul, deci nou încă un punct de a învia un pic Valea Călugărească, așa, să o reactivăm, să devină ce a fost odată. Dați seama că acum 100 de ani
erau, deci au fost Băieru Busuioc, Mociorniță, aici Ion Bujoiu, oameni care aveau afaceri în București și aveau și cât un conac mic aici în Valea Călugărească, unde veneau să se relaxeze. Inclusiv Spiru Haret a avut o proprietate și un mic conac aici. Sunt povești chiar scrise de Gala Galaction. Tot în Valea Călugărească, la rugămintea lui HD-ul Ion Mincu, este singura biserică proiectată de Ion Mincu, el nu a mai proiectat biserici, este unica aici în Valea Călugărească, în centru. Deci, din punct de vedere turistic, Valea Călugărească este mult subapreciată. Da, exact. E nepromovată. Mergem să vedem, să știți. Da, sigur că mergem. Biserica. De-abia aștept, că n-am mai fost de 2 săptămâni. Să vedem ce s-au mai făcut acolo. Bine, vă mulțumim mult de tot. Cum? Vă dorim în continuare succes. Venim la inaugurarea hotelului. Cu mult drag și vă aștept. Și ce să vă spun, și la spa, neapărat când îl deschideți. Spa-ul este, v-am spus, proiectul de suflet. Mulțumim mult de tot, încă o dată. Cu mult drag.